Un pupic și o mulțumire. Am trecut de 4.000 pe Facebook. Asta înseamnă abonare, asta înseamnă fidelizare. Mulțumesc. Am 4.000 de urmăritori care în fiecare dimineață, de luni până vineri la 10, intră să vadă ce am mai postat. Și în weekend, dacă au rămas cumva restanțieri din cursul săptămânii. Așadar, mulțumesc frumos și să bem o gură de cafea, să putem începe și știrile și subiectele acestei dimineți. E bună. Cum zicea Neanelul Pilus, fie iertat, ar merita o cafea cu îmbunătățiri. Dacă ar fi să fie, ce am pune în ea? 3 stropi de rom, un strop de vodka, un strop de... Aveți voi, știți voi cu ce se îmbunătățește o cafea și implicit viața noastră, milionarilor. Chiar m-am gândit așa că am 4.000 de oameni care ați subscris aici. Am. Adică vă mulțumesc pentru că am. Aș putea fi primar. Cu voturile astea, cu 4.000 de voturi, aș putea fi primar într-o comună mare sau într-un orășel. Păi am aflat că un primar dintr-o comună primește 1.000 de euro salar lunar și are 86 de cetățeni care l-au votat. Vă dați seama? În același timp, o pensie de agricultor se ridică la 159 de lei. No, unde-i dreptatea? Unde-i dreptatea? Că pentru țăran, vorba lui Tușa Mărioară, niciodată nu a fost dreptate. O muncit, o lucrat, anotimp după anotimp, dacă a avut ceva să pună pe masă, a avut, dacă nu, nimeni nu l-a întrebat și la final, spre pensie, a ajuns să aibă o sumă de nimic. De asta zic eu că dreptate n-a fost și nu va fi. Dar programul de guvernare al PSD-ului, program gândit pe 2021-2024, prevede măriri de pensii. Numai măriri, măriri de pensii, măriri de salarii, măriri de salariu mediu, măriri, tăieri, scutiri de impozite, dar niciun program de infrastructură. Păi dacă ai bani, mai ai nevoie de autostrăzi, dacă ai bani, mai ai nevoie de spitale, dacă ai bani, mai ai nevoie de școli și de alte construcții? Nu. Ce ne prisosește? Dăm pentru construirea capitalismului multilateral dezvoltat. Contribuim la așa ceva. Da, și se fac și liste în paralel. Acum se fac liste pentru euro, pentru parlamentare. O bucurie mare, Florin Iordache nu se regăsește pe listele PSD-ului. El era propus să fie ori senator, ori deputat de Olt, dar cum au ieșit alegerile prost, rezultatele la locale, Florin Iordache, alte întrebare, nu se regăsește pe listele PSD-ului. Domnule Iordache, e adevărat că nu vă regăsiți pe listele PSD-ului la parlamentare? Altă întrebare. După ce au masacrat legile justiției, merită acum să se odihnească și el un mandat. La fel cum se odihnește și domnul Fritz, știți pe Fritz, care bea un șpriț în izolare la Timișoara. A intrat în contact cu ceva persoane care au virusul ăsta și el s-a autoizolat. Eu ieșit testul negativ, dar s-a autoizolat. Acum, cum îl știm autodidact, cum îl știm harne, cum îl știm deștept și mai presus de toate neamț, ăsta stă 2 săptămâni în izolare și vine cu antidotul. După 2 săptămâni de izolare, pac, vine cu, nu de la rusesc, spunnicul, de la bun, românesco-nemțesc. Nu știu, să vedem, poate iese ceva. Nu vedeți că suntem recordmeni, aproape 3.000 de cazuri la infectări ieri, extraordinar. În Cluj-Napoca, inteligenții au demontat spitalul de la Polivalentă. Știți că în plină perioadă, atunci, în mai-iunie, au amenajat sala Polivalentă sub forma unui spital. Au dus acolo paturi, au dus utilități și după vreo 2 luni, cam pe sfârșit de iunie, au demolat situațiunea, au zis că noi ținem sub control situația. Așa de bine o țin sub control, încât la Cluj-Napoca, la UPU, pacienții sunt lăsați în curtea spitalului și sunt acolo investigați. Nu-i chiar ca la Neamț situația. La Neamț, la Spitalul Județean, acolo afară în curte, li se recoltează probe de sânge, probe de urină. Dacă operația nu e așa grea, se face pe trotuar. Că în spitale ori bate vântul, că spitale pentru asemenea situații, ori sunt foarte pline. Deci nu prea ne-a ieșit socoteala asta. Au zis ei că vom birui, dominăm noi situația, știm noi mai bine. Deocamdată s-a luat măsura asta ca pelerinajul să nu se mai țină
Și mă bucur că au luat hotărârea asta cei de la Mitropolia Moldovei, pelerinajul de Sfânta Parascheva, să facem numai în 14 o slujbă frumoasă și ne mai rugăm și de acasă. Ne mai rugăm și de la domiciliu, nu ne mai îmbulzim atâta. Că vedeți și voi ce se întâmplă dacă nu luăm măsurile astea. Deși domnul Buzatu de la Vaslui a zis că el habar n-are de ce trebuie să purtăm pe față chestia aia, că el nu crede în așa ceva. El crede în spiritul Mona și în mureala de a doua zi. Măi. Acum e ceva ciudat oricum, că în preajma școlilor, deci unde e școală, trebuie să-ți pui masca pe față. Acum marile licee se văd, marile școli se văd, dar păi trebuie să-ți pui o aplicație pe telefon, să-ți piuie, piu, piu, aici e școală, pune-ți pe față. Și e foarte greu, că unele școli nu prea reies la orizont și atunci ajungi să fie amendat. De cine? De poliția care umblă civil. Îmbrăcați în civil, îmbrăcați cu haine normale. 20% dintre polițiști acum sunt sub acoperire. Nici nu știi când te trage de urechiușă că nu ți-ai pus respectiva măscuță pe față. Asta este. Mă întreb și eu așa, în fața sediilor partidelor politice, trebuie să-ți pui mască? Pentru că și ele sunt școală de șmecherie. În fața cluburilor de manele trebuie să spui că și ele sunt școală de baroseneală, școală de viață, școală de... școală de viață, școala vieții. Dar uite, Walter Zenga, nou, marele antrenor, fost jucător, fost portare de Italia, divorțat de la Luca, de iubirea vieții de la lui, după 17 ani de casnicie. Divorțează Zenga, nasol, după 17 ani, a zis că nu mai recunoaște persoana care este alături. Oare are Alzheimer? Sau o fi greșit și în loc să-i zică Raluca, i-a zis Bianca Drăgușanu, habar n-am. După 17 ani, așa-i domnule, că vorba aia, mănânci un sac de sare cu el și după aia nu știi cu cine te-ai căsătorit. Dar totuși vreau să dau o știre, o veste bună, sau să subliniez că o știți oricum, Cleopatra Staratan, lansată la 3 ani în muzică cu celebrul hit Ghiță, a fost cerută în căsătorie fix când a împlinit majoratul. Acum, pentru zilele noastre, pare ceva bizar. Domnișoarele la 18 ani au alte idei, alte planuri. Mai ales de când cu curentul ăsta feminist, să facă școală, să facă carieră, să fie independente financiar, să viziteze, să facă, să dreagă, să conducă. Și apoi când se apropie amurgul tinereții, spre 30-35 de ani, se gândesc să, nu neapărat la căsătorie, să facă un copil. Că urletul perpetuării speciei se simte în fiecare dintre noi, în speță mai ales la domnișoare. Eu felicit acest aspect. Eduard Sanda, băiatul care a cerut-o în căsătorie, e un om serios, are bani, are viziune, carieră, a făcut ceva la viața lui și mai ales o iubește pe Cleopatra. Faptul că a fost cerută la 18 ani în căsătorie, asta nu exclude că ea nu poate să-și urmeze cariera, nu poate să-și facă studii, ba da! Dar măcar pornește de la ceva sigur, adică iubirea în doi, viața în doi, de la 18 ani. Mai ales că ea zice că și-a găsit sufletul pereche. Eu chiar mă bucur, un exemplu atipic în lumea asta, care umblă mai ales pentru interese personale prima dată și după aia își vede de inimă și de suflet. A fost și Pavel Stratan, bineînțeles, la majoratul fiicei sale. Și când a văzut că Eduard Sanda îi cere mâna fiicei, ce a zis, a băut puțin, cât e puțin, până ce s-a spart petrecerea, că acum nu se mai face petrecere de mare amploare. Așa că să fie fericit și casă de piatră. Dragi microbiști, meci mare de seară cu Islanda, așa, la. Ce facem? Mirel Rădoi Precaut a zis, folosind aceleași cuvinte, că nu mai sunt echipe mari, nici echipe mici, să ne temem, să fim atenți, să jucăm, nu știu ce-o fi. Eu sunt curios dacă debută Cămora. Mario Cămora, dacă debutau la Național au, acum că a fost naturalizat. Dacă nu-l debutează, dacă nu-l bagă în primul 11, se va întoarce la CFR. CFR-ul care are acum sponsor Farmec, pe Farmec, celebra firmă de cosmetice. Vă dați seama, se întâmplă un accident, imediat Cămora zice, stai puțin să-mi dau cu o coenzimă Q10 pe ten. Se mai întâmplă o
un offside sau ceva, imediat și Cipridea că își dă Curimel. Iar portarul Bălgrădeanu a zis că e cel mai bucuros de parteneriatul cu Farmec, oricum îi se zice Pufi, o să folosească o mascara de nimeni, n-o să se mai uite la colăcii lui. Bă, pe vremuri, echipele serioase de fotbal aveau sponsor, o bere, o mașină, ceva. Acum am trecut de partea cealaltă și cosmeticalele ne vin în ajutorul fotbaliștilor noștri. Mulțumesc vouă celor peste 4.000 de urmăritori de aici că ați pus clopoțelul să sune dimineața. Sper că și astăzi, în ceea ce am spus, veți găsi ceva care să vă reprezinte și să vă pună pe gânduri. Aștept reflecțiile voastre, gândurile voastre și părerile voastre unde? În secțiunea de comentarii. O zi superbisimă vă doresc!